Cătălin Bordea și Nelu Cortea, jefuiți în plină stradă la America Express. Am trecut cu greu peste moment. Ediția de luni seara, 20 martie. America Express a fost încărcată cu multă emoție. Doi dintre concurenți s-au confruntat cu o problemă în timpul unei misiuni. Un trecător le-a furat lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea telefonul pe care primeau misiuni de la Irina Fodor. Concurenții au fost vizibil afectați de eveniment și în scurt timp au aflat erau într-o zonă foarte periculoasă. Aflați în barancuila, orașul în care are loc al doilea cel mai mare carnaval din lume. Cătălin Bordea și Nelu Cortea au cunoscut și o altă parte a acestuia. În ediția 38, difuzată pe 20 martie 2023, cei doi au fost refuiți, chiar în timpul misiunii, în etapă finală de la America Express concurenții nici nu au avut timp să reacționeze și au fost lăsați cu gura căscată de hoțul care le-a șutit un instrument foarte important, scrie Antena 1. Concurenții încercau să iasă din piața unde s-a desfășurat misiunea și într-o secundă un bărbat le-a șutit telefonul pe care cortea îl purta la cingătoare. Într-o fracțiune de secundă. Și tu ai fost foarte amuzant. A fost cea mai scurtă intervenție din istoria intervențiilor, a precizat Bordea. Nu știm dacă am fost urmăriți sau nu, presupun pentru că omul venise din spate. A venit chitit din spate, a adăugat și Cortea. Am trecut cu greu peste moment pentru că am început să ne panicăm. Ne-am dat seama că zona în care suntem nu e prea prietenoasă. Au mai adăugat aceștia.